Bine ați venit în această seară la Casa Națională a Românilor. Deci avem oaspeți, Fundația Corbi Albi, pe site-ul. Un proiect, după părerea mea, foarte original, pentru că promovează anume relațiile de bună vecinătate, dar nu vreau să iau înainte, vreau să prezint doar. Avem în sală ziariști, membri ai diverselor societăți naționale, Național Cultural de Românești, oaspete avem domnul Edmond Neagoie, consul la Consulatul General al României la Cernăuț. Deci consulatul a fost și intermediarul acestor întâlniri, domnul Aurel Lavric, Chișinău, și domnul Ceavo, un nume foarte Cruș. Da, dar numele Sabo. Sabo, foarte, da, foarte cunoscut. Deci, înseamnă Wenger. Da. Sabo. Da. Deci, îi dăm cuvântul oaspetului care să ne vorbească despre ce e vorba. Nu știu, spune. Bună ziua! Deci, asociația noastră încearcă să înrestrească relațiile româno-maghiare și mai încolo de acest orizont încercăm să înrestim relațiile între minorități în Corbi Albi, fiindcă știți foarte bine că la relațiile interetnice, atunci când e bătaie mare, imediat presa e prezentă, însă îi pasă le rară acel om sau acea instituție care pune în lumina reflectoarelor lucrurile pozitive. Că lucrurile pozitive sunt plictisitoare. Dacă ne-am bate, acum ai nostru, fiind o chestie foarte frumoasă, presa spune că ăsta este very, very, very plictisitor. De aceea suntem Corbi Albi. Există români și maghiari între noi, printre altele și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, ceea ce înseamnă foarte mult, deoarece numele lui înseamnă că da, această atitudine, această idee modernă a reconcilierii are un viitor. Se găsește între noi și doamna șefa Catedrei de Română din Universitatea din Szeged, Ungaria, reprezentând maghiarii, adică românii din Szeged, din Ungaria. Și foarte bine că și la dumneavoastră, în Ungaria există o catedră, o catedră de limba și literatură maghiară. La dumneavoastră este la Cernăuț. Da. Deci echivalent. De română, la noi de română. De română și la ei, limba și literatură română. Noi când am vizitat această universitate, am întrebat studenții și domnii profesori că cine vă sprijină totuși ca dumneavoastră, ca români, să rămâneți români, să aveți tradiție dumneavoastră și să învățați la Szeged. Deci, pe meleagurile natale. Era o liniște mare și eu credeam că probabil că nu mă exprim bine. Fiind ungur și având greșeli de limbă, repetam la cine vă dă bursele? Că lucru mai important decât să sprijin pe cineva ca să rămână pe linia tradiției nu există într-o Europa modernă. A fost prezent și domnul ambasador al României la Budapesta și tot mă uitam că și dânsul se uita peste tot. Era zugrăvit și cu camera foarte frumos, m-am gândit că se uită la zugrăvit. După aceea mi-am dat seama, mi-a explicat și el că nu există. Ce se întâmplă? Deci, practic, românii din Ungaria sunt nevoiți să meargă în România la cursuri. De ce? Fiindcă România le dă bursă. Și tânărul ce face 18-19 ani? Bani să ai și să pleci și să fii liber. Și așa se golește, practic, Universitatea din Szeged, din Budapesta și Catedra de Maghiar. Abia mai sunt 3-4 studenți pe acolo.